trebui arătate. Un alt aspect pe care îl avem în vedere la ora actuală cu privire la pregătirea alegerilor se referă la tipărirea buletinilor de vot. Priviți cum arată buletinul de vot de la alegerile locale. Este un buletin de vot pe o hârtie, cum nu cred că se poate găsi mai modestă. O hârtie prin care orice ștampilă trece pe partea cealaltă și generează un buletin de vot anulat. Știți ce a semnat la alegerile locale acest aspect? Deci o ștampilă care trece așa generează anularea votului. 600.000 de voturi la ceea ce înseamnă consilieri locali și alți 600.000, și alte 600.000 de voturi pe primar și Consiliul General și pe ceea ce înseamnă Consiliul Județean au fost anulate. În total 1,2 milioane voturi anulate. Aș vrea să întreb guvernul cum își propune să aloce banii pentru pregătirea acestor alegeri din toamnă și dacă aceasta va conține aceeași calitate de hârtie. Cu siguranță nu pun la îndoială buna pregătire și ceea ce dorește guvernul să facă, dar dacă vom merge în același fel, degeaba merg 10 milioane de alegători la vot, dacă peste 1,5 milioane vor avea un rezultat al votului lor anulat pentru că cineva nu își face treaba privire la calitatea hârtiei.